În sala polivalentă din Călăraș, sâmbătă 12 octombrie, Futsal Club Dunărea Călăraș a jucat meciul din etapa 5-a din Liga 1 cu Clujana Cluj-Napoca, scor final 12-4. Partidă cu multe goluri în care călărășenii s-au întrecut care să înscrie de mai multe ori. Cu această victorie, Futsal Club Dunărea Călăraș acumulează 7 puncte și se află pe locul 4 în clasament. Pe data de 3 noiembrie, fotbaliștii călărășeni vor juca în deplasare cu Informatica Timișoara.